Da, astăzi am deschis oficial acest parculeț de joacă de aici din strada Smirodava. Știm că e o zonă cu probleme, a fost un loc de joacă care a fost distrus în trecut. Pentru aceasta am luat măsura supravegherii video a acestui parculeț, plus după amiaza vom avea un polițist local care va fi prezent în permanență în acest loc de joacă. Am stabilit împreună cu colegii de la poliția locală ca să fie toleranță zero față de orice activitate antisocială, în sensul în care cei care vor consuma băuturi alcoolice, vor mânca semințe sau vor fuma în interiorul acestui loc de joacă să fie amendați direct, fără niciun alt avertisment. Și mai mult decât atât, în ceea ce privește siguranța celor care vor folosi acest loc de joacă, de asemenea nu vom emite nicio toleranță față de cei care comit aceste activități antisociale. Știu că aici în zonă se dorea un alt loc de joacă pentru a fi amenajat, însă am luat decizia construirii pe același amplasament în condițiile în care am modernizat acest loc de joacă, am pus inclusiv acest material de protecție și încetul cu încetul ne propunem ca în fiecare an câte 2-3 astfel de parculețe să intre în modernizare, inclusiv cu această suprafață pentru protecția copiilor. Cum a rămas cu cheia? Cine este responsabil? Mă voi consulta cu colegii de la poliția locală și dacă reprezentanții asociației de proprietari refuză să preia cheia pentru a deschide și închide acest loc de joacă, deși într-o primă etapă și-au asumat această obligație, vom căuta noi o soluție și o vom remedia. Ne întrebase cineva pe internet de ce nu preia cheia chiar poliția locală și voi discuta împreună cu colegii de la poliția locală și acest lucru. La ce valoare a ajuns investiția aici? Aici, în principiu, doar în ceea ce privește materialul acesta de protecție, care este undeva în jur de 35 de lei metru pătrat, și celelalte utilaje le aveam deja la platformă. Cred că mai este o discuție vis-a-vis de cetățenii recalcitranți sau care comit fapte antisociale. Fenomenul ăsta se întâlnește în tot orașul, iar polițiștii locali nu prea au curajul să se ia în ghilimele de oameni. Aici vă contrazic, nu e neapărat cazul de curaj. Trebuie să înțelegeți faptul că avem o anumită normare din partea legiuitorului în ceea ce privește efectivele de poliție locală și nu putem acoperi toate obiectivele pe care le avem pe raza municipiului Roman. Din păcate, știți că sunt și alte instituții cu atribuții în domeniu și de asemenea nu au personal suficient, luați exemplu Poliția Națională sau Jandarmeria, și de aceea cred eu că într-o comunitate trebuie toate instituțiile cu atribuții în acest sens să-și dea mâna pentru a colabora mai bine. Voi face astfel de întâlniri și cu reprezentanții celorlalte instituții, tocmai în această idee de a face la un moment dat chiar de a relua acea activitate cu patrulele comune pentru eficientizarea activității.